A fost pericol pe DN7C la Curtea de Argeș după ce o cisternă, în care se aflau 2 tone de motorină, s-a răsturnat. Șoferul cisternei care transporta motorină tocmai alimentase o stație de carburant din Curtea de Argeș și plecase spre Pitești. Spune că la ieșirea din oraș, un alt autovehicul ar fi intrat în depășire, provocând astfel accidentul. Cisterna a ieșit în decor și s-a răsturnat pe partea dreaptă într-o grădină după ce a dărâmat un stâlp de pe marginea străzii. În mașină se aflau conducătorul auto de 42 de ani și fiul său în vârstă de 5 ani. Ambii au ieșit singuri din cabina răsturnată. A ieșit singur? Era ieșit, mi se pare. Era ieșit. Este băiatul cu bluză roșie. Nu știu cu cine a fost. Am auzit și eu, dar nu am văzut. Pompierii au deconectat bateriile mașinii și au fost pregătiți să intervină în cazul unor scurgeri de combustibil. Copilul a fost transportat la spital pentru că suferise un atac de panică. Detașamentul de pompieri Curtea de Argeș a fost anunțat de un accident rutier pe strada pe DN7C, pe drumul de mers Curtea de Argeș-Pitești. Inițial s-a anunțat că este un tir răsturnat în care se află șoferul și un copil. Deplasați la fața locului, am găsit, într-adevăr, șoferul și un copil nu sunt victime, doar atac de panică din partea șoferului. După cum vedeți, tirul este răsturnat pe partea dreaptă, conține o cantitate de 2 tone de motorină și încă 400 de litri în rezervor. S-a acționat pentru decuplarea bornelor de acumulatori. Nu sunt pericole, așteptăm să vină firma de transport cu macara pentru a ridica tirul și a repune. Este pericol pentru circulație sau pentru casele din jur? Nu mai există niciun pericol. Au fost eliminate toate pericolele. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru câteva ore, până când cisterna a fost scoasă și repusă pe roți. Autotrenul aparține unei firme la care acționar este omul de afaceri Cristian Borcea.